fratele meu gărghi americană generică, ca să fie fratele meu mulțumită. După strofele astea avem și pentru socul mare două strofe frumoase cu cel mai mare drag. E vorba și de și cu mare în familia lui, ca să mulțumească pe toți. Ia Dumnezeu numai bine! Pentru toată lumea, într-un cuvânt, fără niciun fel de diferență. Gheorghe Americană mulțumește din suflet la toată lumea pentru prezența, să vă dea Dumnezeu numai bine. Și el, la rândul lui, va fi prezent alături de dumneavoastră la orice oră de zi și de noapte. Și bineînțeles, și formația mea, și formația cu fratele meu Narcis, împreună cu regele nostru Ștefan, formația lui regele Nicolae Guță, toți băieții, toți o dată, da? Una! N-am mai făcut nimeni spectacolul ăsta. Veniți-i tot toți aici. Jur pe capul meu, dacă te vin. Atențiune! Una! Maestru Cocoș, regele, gheare dirijorul de la Filarmonică. Oh,
sala asta frumoasă, Gheorghe a făcut un spectacol care nu s-a făcut la nimeni. Regele Ștefan, să rămână la familia ta și la copiii tăi. Hai. Zece nouă. Ai trăit și vocea, șeful. Alo, urmează maestru Cuța! Cine mi-a schimbat viața?
domnul Cătălin, 9 milioane pentru ființele care, Doamne, când le vede, e cea mai mare putere, Anastasia și Carina, și în ultimul rând pentru Mășica Mare, ființa care a tras cu el și la bine și la greu. Și pentru finilor, 2 milioane mulțumim. Și refrenul acolo! Am bucurta inima, ai, ai, Anastasia, și Carina ochii mei, specială pentru nașul și pentru nașa, pentru scumpile lui fete, pentru Carina și Anastasia. Mă face bună inima, Carina mea, Carina mea, lumina ochilor mei. Șoară, șoară. Haideți să lăsați numai vocea mea, după care va acest lucru. Tocmă un pic mai mult. Iar au nevoie. Mulțumesc. Și-o. Multe vopse. Carina și Anastasia, vreau să știe de România. I-am spus doamna Maria, te iubesc de vasta. I-am spus doamne vasta mea, te iubesc soția mea, caracterul ce mai fi este nașul Cătălin.